Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corina Costea, începe chiar acum Focus Hunedoara. Astăzi avem un format special de emisiune, pentru că online este alături de noi deputatul Iulius Firțac din partea Uniunii Rutenilor din România. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că ați acceptat să facem emisiunea așa în format online, pentru că este foarte important să venim cu informații pentru cei de acasă, ținând cont de faptul că atât oamenii de rând, și vorbesc persoanele care sunt angajate, cât și angajatorii, au foarte multe întrebări în această perioadă. Ne aflăm într-o criză economică, ce se anunță, ce se așteaptă, care este situația bugetului la nivelul României, adică sunt foarte multe necunoscute la care încercăm să venim cu informații cât mai clare și mai concrete pentru cei de acasă. Și cred că prima întrebare este, ne aflăm în momentul de față într-o criză economică? Ne aflăm într-o situație dificilă, putem să-i spunem și criză. Este firesc să se întâmple așa, pentru că sectoarele de servicii și turism, Horeca, sunt efectiv închise și în acest context era imposibil să nu se vadă un efect asupra întregii economii cu aceste sectoare închise. Dar speranța nu a murit și este posibil să se revină cât mai repede la situația inițială. Sper să se întâmple acest lucru, dar, așa cum ați spus, putem spune că trecem printr-o criză economică generată, și este un aspect foarte important, generată de pandemia de coronavirus, care a atacat și a făcut să sufere întreaga economie mondială, nu doar economia României. Nu este o criză economică clasică, generată de diferite aspecte ale economiei sau blocaje economice. Este o criză generată de o problemă sanitară la nivel mondial. De aceea este posibil ca efectele produse de această pandemie, efectele economice, să fie recuperate, să fie depășite cât mai repede. Sperăm să se întâmple acest lucru, dar nu putem nega, trebuie să fim realiști și să spunem că suntem într-o criză economică astăzi. În momentul de față se anunță cum că odată cu 1 iunie se vor redeschide terasele. Oarecum să-i spunem că cel puțin o parte din ceea ce înseamnă sistemul Horeca își revine, se repune în funcțiune. Credeți că se mai poate întâmpla ceva în aceste 3 zile și să nu se deschidă terasele pe data de 1 iunie? Foarte puțin probabil să se întâmple un eveniment atât de grav încât să se renunțe la deschiderea teraselor. Este un pas important spre însănătoșirea acestui sector de activitate. Știm cu toții că începând cu luna mai, în condiții normale, acum începând cu luna iunie, terasele vor fi din ce în ce mai folosite în detrimentul spațiilor închise. Și în acest context, deschiderea teraselor, chiar cu limitările impuse de guvern, poate să pornească motoarele acestei economii. Nu la turație maximă, dar să fie pornite, să funcționeze terasele și pentru oameni, pentru starea sufletească a fiecăruia dintre noi. În momentul în care poți să ieși la o terasă, să sărbătorești un eveniment, să ai o întâlnire de afaceri, este și din punct de vedere psihologic este un factor important acesta. Și bineînțeles, e clar, din punct de vedere economic, pentru cei care dețin terasele, pentru cei care activează în acest domeniu, este foarte important să pornească activitatea. Într-adevăr, proiectul pe care a fost pus la dispoziție deținătorilor de firme, și anume IMM Invest, a fost oarecum, să-i spunem, un colac de salvare. Foarte multe firme s-au înscris pe această platformă și trebuie să recunoaștem că, în ciuda faptului că prima dată platforma s-a blocat, după ce s-a repus în funcțiune, a funcționat foarte bine. Chiar s-au solicitat clarificări și răspunsurile au venit foarte repede pentru oamenii care au solicitat garanția statului pentru proiectul IMM Invest în a obține un credit. Vreau să discutăm despre IMM Invest, pentru că dumneavoastră recent ați depus un amendament la acest proiect. Da, am avut în Parlament legea de aprobare a ordonanței de urgență ce reglementa acest program IMM Invest și în această lege, la sesizarea UNSICAR, Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere în Asigur și Consultanță în Asigurări, am avut pregătit un amendament și amendamentul a trecut. Amendamentul permitea mai multor companii care desfășoară activități auxiliare în domeniul financiar, în domeniul asigurărilor și în domeniul tranzacțiilor imobiliare, adică în traducere din română în românește, brokerii de asigurări, agenții de asigurări, brokerii de credite și agențiile imobiliare,
companii mici românești care desfășoară activități auxiliare pe lângă marile companii excluse din programul IMM Invest, companii din domeniul financiar, bănci și IFN-uri, firme de asigurări sau mari dezvoltatori imobiliari și mari deținători de și terenuri și clădiri care sunt închiriate fie în domeniul industrial, fie în domeniul de office, fie în domeniul de retail, aceștia fiind excluși, era nevoie ca cei care desfășoară activități auxiliare pe lângă aceste sectoare să aibă permis accesul la IMM Invest și să poată să-și consolideze afacerile dacă acestea au avut de suferit sau chiar să le dezvolte, pentru că e un lucru foarte important. Acest program trebuie să ajute afacerile nu doar să treacă peste această perioadă, ci să ajute afacerile să se dezvolte. Am reușit cu acest amendament să trecem de comisie și de plen. Deci, practic, toată lumea a fost de acord cu acest amendament și undeva la 40.000 de companii din România, din aceste domenii de activitate, vor avea acces la programul IMM Invest. Acum totul ține de relația pe care ei o au cu băncile, de actele financiare pe care ei le au și să sperăm că vor reuși cât mai mulți, nu doar din aceste domenii, ci din tot sectorul de IMM. Să nu uităm că vorbim practic de peste 60% din angajații pe care îi are România, care lucrează și sunt angajați în întreprinderi mici și mijlocii. Este un procent semnificativ și aceste companii trebuie ajutate. Sper să fie cât mai multe deschideri din partea băncilor. Am văzut că s-a depășit pragul de 1 miliard de lei garanții acordate în primele dosare de credit aprobate. Sunt undeva la 1500 de dosare aprobate până acum. Nu este mult, nu este nici puțin. Programul, așa cum spuneați, este la început. Acum începe să funcționeze. Și sper că îmi cer scuze că vă întrerup, sunt deja firme care chiar au obținut bani efectiv din accesarea acestor credite. Da, așa este, așa spuneam, vorbim de 1500 de dosare aprobate, deci o medie de aproape 40 de dosare pe județ. Așa cum spuneam, nu e nici bine, nici rău, este un semn că programul funcționează, începe să funcționeze și sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni. Pe lângă acest amendament de care vorbeam, au mai fost și alte amendamente ale altor colegi de mei din Comisia de Buget. Un amendament important. Despre ce amendament este vorba? Amendament important făcut de noi ca să nu mai așteptăm o nouă ordonanță a fost făcut ținând cont de precizarea domnului ministru de Finanțe, care spunea că urmează să fie crescut pragul de garantare pe care să-l ofere guvernul de la 15 la 30 de miliarde și prin acest amendament direct în lege am crescut pragul la 30 de miliarde de lei. Astăzi, așa cum spuneam, suntem la un nivel al garanțiilor la 1 miliard, deci practic unul din 30, undeva la 3,5% din potențialul programului astăzi. Sper sincer ca Uniunea Europeană să fie de acord și pragul de garantare să crească treptat, să ajungă la 50, poate chiar 100 de miliarde. Sunt astăzi peste 160-170 de miliarde de lei acordate credite companiilor și companiile au nevoie de această garanție de la stat. Pentru cei care poate că nu știu încă detaliu, statul garantează în proporție de 80-90% creditele acordate de către bănci pentru IMM-uri. Este un lucru important. Mulți vin și spun că poate că ar trebui acest program să fie schimbat și să acopere undeva în jur de 100%. Cred că ar fi bine, nu știu dacă e bine să nu vină cu niciun fel de garanție. Trebuie analizat dacă este o schimbare care să aducă un succes pentru program, creșterea garanțiilor la 100%. Astăzi, repet, ele sunt undeva la 80-90% garanțiile. Programul este similar cu programul Prima Casă, așa că acum acolo statul vine cu garanție pentru client 50%, aici vine cu garanție 80-90% și acolo și aici este dobânda plafonată. Aici avem robor plus 2,5% dacă nu mă înșel, dar un aspect foarte important pentru dobânda pe anul 2020 până la 31 decembrie, dobânda este suportată de stat, deci practic creditele aprobate și luate în acest an sunt fără dobândă pentru cei care reușesc să le aibă aprobate și să le aibă în derulare în acest an. Anul viitor depinde de guvern, de decizia pe care o ia guvernul, dacă se va continua cu plata dobânzilor de către guvern sau dacă cei care sunt în acest program trebuie să-și plătească ei dobânda impusă de program prin lege.
Care ar fi datele și informațiile care ar putea influența guvernul ca și în anul 2021 să se prelungească această susținere din partea statului ca firmele, societățile să nu plătească această dobândă la creditul obținut prin IMM Invest? Ține această decizie? Ține de anumiți factori economici, de robor, spre exemplu? Nu cred. Cred că ține de decizia politică pe care o va avea viitorul guvern după alegerile parlamentare din toamnă și, bineînțeles, de negocierile pe care trebuie să le poarte guvernul cu Uniunea Europeană. Să nu uităm că activăm într-o piață comună. Toate deciziile de intervenție, de ajutor de stat care se iau în economie trebuiesc anunțate către Uniunea Europeană și primite derogare pentru aceste intervenții, aceste susține pe care statul le face către economie. Faptul că se impune o dobândă în acest program și faptul că, iată, în acest an se suportă dobânda de către guvern, este practic o derogare de la piața comună, o intervenție, un ajutor de stat în economie și el trebuie să fie aprobat, acest ajutor de stat, de către Uniunea Europeană. La fel cum se întâmplă, de exemplu, în cazul agricultorilor, tot este o problemă curentă, fac acum o paralelă, și guvernul a solicitat către Uniunea Europeană permisiunea de a ajuta agricultorii care sunt afectați de secetă și să fie aprobată schema de ajutor. Bineînțeles că între timp s-a venit și din Parlament cu o lege, în paralel bătălia politică este în plină desfășurare în acest an electoral, s-a venit și cu o lege în Parlament prin care să se creeze un cadru general de acordare ajutoarelor în caz de catastrofe naturale, intră în discuție și partea de asigurare. Deci concluzia este că, indiferent de domeniul de activitate, pentru intervenția statului în economie este nevoie de aprobare de la Uniunea Europeană, o derogare pentru a se putea da aceste ajutoare de stat. Deci cred că pentru funcționarea... important ca cetățenii să înțeleagă că anumite decizii nu țin în proporție de 100% doar de Guvernul României și de Parlamentul României. Sunt anumite situații și anumite decizii care automat, făcând parte din această familie mare a Uniunii Europene, trebuie realizate consultări cu Uniunea Europeană și chiar luate decizii de comun acord. Corect, așa este. Este un aspect foarte important și foarte multă lume discută doar din punct de vedere politic, nu discută așa cum facem noi acum, tehnic, concret, să înțelegem exact care este realitatea în viața financiară și cum se iau deciziile. Deciziile nu se iau numai așa că vreau eu, că nu sunt singur pe lumea asta, sunt activez pe o piață comună, avem avantaje, trebuie să respectăm și reguli și trebuie să înțelegem ambele aspecte, și avantajele pe care le avem și regulile pe care trebuie să le respectăm. Corect, sunt lucruri care nu ne plac, va trebui să le negociem, să le discutăm, dar până la alte rezultate, în acest fel trebuie să acționăm. Și eu zic că până acum toate adunate, regulile de respectat și avantajele primite sunt până acum un plus. Oarecum câștig de cauză pentru România. Este un plus din punct de vedere în mod special economic. Exact. Să nu uităm că în această săptămână la Bruxelles s-a luat decizia acordării de sprijin substanțial către România la ordinul miliardelor. Nu discutăm, poate că în următoarea emisiune vom apuca să discutăm concret pe cifre, miliarde de euro acordate către România și multe dintre ele vor fi granturi, adică multe dintre ele vor fi sume care nu mai trebuie să fie returnate, rambursate către Uniunea Europeană. Da, mai în detaliu, după următoarele ședințe la nivel european, vom putea discuta concret care este gradul de finanțare, care sunt sumele, câte trebuie rambursate, câte nu mai trebuie rambursate, dar oricum deciziile sunt importante de la Uniunea Europeană și cred că sumele vor fi considerabile pentru România. Domnule deputat, tot pe un caz concret vreau să discutăm și este legat tot de acest proiect IMM Invest. În momentul de față știm că foarte multe societăți, atât firmele mici și mijlocii, au accesat această platformă, dar vreau să discutăm, să se știe clar, în acest proiect de lege, în legătura cu banca, care au fost libertățile, să spunem, care au fost oferite băncilor, pentru că sunt bănci care impun anumite, oarecum să spunem, praguri de îndatorare. Adică, spre exemplu, sunt anumite bănci care oferă credite doar de la 250.000 de lei în sus. Sunt alte bănci care oferă creditele doar de la
400.000 de lei în sus. Iar ținând cont de faptul că sunt multe firme care în momentul de față s-au înscris, vorbesc de firmele mici în mod special, care poate și-au propus doar 150.000 sau 100.000 și nu se încadrează, automat acele firme o să trebuiască să primească, bănuiesc, negații din partea băncilor și să se reînscrie în platformă. Dar asta înseamnă că totodată foarte multe firme mici poate nu îndeplinesc anumite cifre de afaceri, să se poată întinde la un credit de 250.000 de lei, vorbesc. Să luăm așa un exemplu. S-a impus în... Care este libertatea, să spunem, a băncilor în a-și crea modul de funcționare intern în acest proiect de lege? Da, este un cadru general pe care legea îl impune, iar în acest cadru general banca are puterea să își aleagă clientul, similar cu programul Prima Casă. Și din acest punct de vedere, poate că este de preferat ca antreprenorul să meargă prima dată la bancă, să vadă în ce condiții poate să primească un credit de la bancă, un programul IMM Invest, să primească preaprobarea de la bancă și după ce are preaprobarea de la bancă să meargă să facă înscrierea în programul IMM Invest. Fără disperare, fără stres, fondurile de garantare sunt suficiente încât să ajungă pentru toată lumea. Repet, suntem la 1 miliard din 30 și sunt ferm convins că vom putea să mărim plafonul de garantare, deci timp este suficient. Avantajul, singurul avantaj care s-ar putea pierde prin trecerea timpului este faptul că în acest an dobânda este plătită de stat și sunt mari șanse ca anul viitor dobânda să nu mai fie plătită de stat, dar trebuie văzute și celelalte avantaje, faptul că nu vii cu garanții, 89% din garanție este acoperită de stat și faptul că ai o dobândă plafonată de program la robor plus 2,5. Aceste avantaje se păstrează și în anul viitor. Pragul de garantare va fi și în anul viitor, deci practic doar unul din aceste avantaje se pierde în cazul în care se aprobă târziu în toamnă dosarul și mai rămân doar una, două luni cu dobânda subvenționată plătită de către stat. Deci în acest context general al produsului, să nu se treseze prea tare antreprenorii și să facă pașii și etapele în ordinea firească. Adică se caute prima dată banca care oferă produsul de care el are nevoie. Pentru că, așa cum spuneam, băncile au libertatea să-și aleagă în ceea ce spune legea, adică cât poate să dea maxim pe fiecare domeniu de activitate și cât oferă statul garanție, cât cer garanție de la antreprenor. Să-și aleagă banca, sunt foarte multe bănci în piață, într-adevăr, este o alergătură și o birocrație care nu este foarte stufoasă și nu poate să fie ocolită și complicată. Corect, nu poate să fie ocolită, asta este situația. Sper la cât mai multă deschidere din partea băncilor în acest program și să ajungă la succesul pe care l-a avut programul Prima Casă. Și după ce are aprobarea primită de la bancă, să facă înscrierea în programul IMM Invest. Repet, nu poate să piardă decât acest avantaj dacă se întârzie prea mult aprobarea și identificarea băncii care are produsul pe care el și-l dorește. Da, este într-adevăr foarte interesant faptul că majoritatea băncilor au ales să ofere credite în sume mari, ca valoare vorbesc, adică preferă să împrumute firmele de la 400.000 de lei în sus și nu, spre exemplu, 100.000 de lei. Era un caz oarecum aparte. Vreau să discutăm legat de faptul se discută în a se crea tot o platformă IMM Invest pentru societățile mari, pentru multinaționale, pentru firmele mari. Da, este un proiect și așa cum s-a întâmplat și cu IMM Invest și coordonarea de urgență dată de Guvernul României, cred că așa se va întâmpla și aici. Deci, practic, decizia este în primă fază la guvernanți, la cei care conduc guvernul astăzi, PNL-ul decide cum va face acest program, după care ordonanța de urgență va ajunge în Parlament și atunci voi putea să vin cu mai multe detalii și să vă spun despre acest proiect. Este și el un proiect foarte important, dar acolo sursele de finanțare și modul în care se desfășoară business-urile sunt complet diferite față de viața financiară pe care o are un IMM. Și din punctul meu de vedere personal, focusarea este acum mult mai puternică pe ceea ce înseamnă ajutorarea IMM-urilor și cred că aici trebuie să ne axăm. Chiar dacă sunt sume mici, chiar dacă sunt afaceri mici, așa cum spuneați, ele trebuie ajutate. Repet, vorbim de peste 60% din
angajații României și mai mult decât atât, peste 90% dintre antreprenorii care conduc aceste IMM-uri sunt antreprenori români, care este capital de business românesc. Și atunci, automat, este foarte important ca activitatea Parlamentului și a Guvernului să fie oarecum focusată pe acești antreprenori. În momentul de față, domnule deputat, care este nivelul de încasare al impozitelor, al taxelor? Cum se descurcă, din punctul acesta de vedere, România? Da, la finalul lunii martie, acolo am văzut cifrele și acolo nu erau în cel mai strălucit caz. Aștept cu nerăbdare să vedem cum se încheie luna mai, pentru că relevanța aici este la modul în care se încheie luna mai. Luna martie a fost jumătate normală, jumătate stare de urgență, dar în momentul în care încheiem luna mai, avem cele două luni în care am avut stare de urgență și stare de alertă. Practic de la 1 iunie vorbim despre o areșcare normalitate, o nouă normalitate în care vom intra. Și în acest context cifrele vor fi relevante pentru soluțiile pe care trebuie să le luăm pentru a aduce economia la parametrii normali. Deocamdată efectele au fost puternice în jumătatea lui martie, pentru că să nu uităm, s-au închis marile companii din România, dar tot marile companii au pornit în mai, înainte de ridicarea stării de urgență. Dacă ne referim strict la evoluția contractelor de muncă care erau în desfășurare în România, putem spune că, de exemplu, la 1 aprilie, deci practic după încheierea lunii martie, contractele de muncă în vigoare în România erau la nivelul mai mare cu câteva zeci de mii raportat la 1 aprilie 2018. Este foarte important acest lucru. Deci la 1 aprilie 2018 aveam 5.820.000 și de acum avem 5.821.000. Deci practic oarecum este nicio diferență oarecum de la anul. Da, semnificativă. Ce este interesant în această evoluție a contractelor de muncă este modul în care se reflectă salariul minim în mediul privat și în mediul de stat. În ponderea contractelor egale cu salariul minim sau mai mici decât cu salariul minim, ce înseamnă mai mici? Înseamnă contracte part-time, că astea sunt mai mici decât salariul minim, sunt 47% din total, deci aproape jumătate din salariile din România sunt minim sau subminim pe economie, ceea ce este foarte mult. Acest lucru arată că a fost necesară acea măsură de unii contestată de creșterea salariului minim, chiar dacă pe mulți antreprenori i-a afectat, pentru că în mediul privat 54% din salarii sunt la nivel minim, iar în mediul bugetar 23% sunt cu salariu minim. Acesta este un aspect care, zic eu, că contează în momentul în care se decide la nivel guvernamental creșterea salariului minim pe economie. Poate că mai trebuie din când în când impulsionat mediul privat pentru creșteri salariale și asta se întâmplă în mediile cu puțini angajatori, unde există monopol pentru angajare și se păstrează salariile la un nivel scăzut, așa cum este cazul și în Deva, în Timișoara, salariul minim în Timiș, creșterea salariului minim nu afectează atât de mult piața muncii. Un alt aspect important legat de evoluția contractelor de muncă este cel legat de ponderea sau procentul de salarii peste media salariului mediu pe economie, care este undeva la 5.500 de lei. În mediul privat, 9% din salarii sunt peste salariul mediu pe economie, deci peste 5.500 de lei. Iar la stat, salariul peste mediu, proporția salariilor peste salariul mediu este de 24%. Este află o foarte mare discrepanță. Da, aici corelarea trebuie făcută la stat. E ok, s-au mărit salariile bugetarilor, este foarte bine că s-au mărit. Oamenii trebuie plătiți pentru munca pe care ei o fac, dar trebuie făcută o reorganizare și o restructurare a sistemului administrativ și la nivel local și la nivel central. Ok, oamenii sunt bine plătiți, iată că mai bine plătiți decât în mediul privat. Avem 23% salariul minim pe economie procent în buget și 24% peste salariul mediu, da? Deci stăm foarte bine la nivel bugetar. Și costurile cu salariile se pot reduce prin o reorganizare administrativă locală și centrală și reducerea numărului de angajați la stat.
Cred că lucrul acesta va avea un efect important asupra bugetului, asta ca o analiză asupra pieței de muncă la nivelul 1 aprilie 2020. Repet, vorbim doar după două luni de criză, două săptămâni de criză, de stare de urgență. Este important, la final de iunie, în iulie, vom vedea concret care au fost efectele și care sunt cele mai importante soluții pe care trebuie să le luăm pentru a ajunge cât mai repede la nivelul dinainte de pandemie. Pentru luna aprilie, numărul șomerilor, numărul persoanelor aflate în șomaș tehnic, dar și a șomajului normal, a crescut foarte mult. Mai exact, în momentul de față, vorbim acum la nivelul județului Hunedoara, se află undeva în jur de 25.000 de persoane aflate în șomaș tehnic. Da. Cât de tare va fi afectată economia României de acest șomaș tehnic, de faptul că de la stat nimeni nu a intrat în șomaș tehnic, unde oarecum, să spunem, se mai puteau face mici reduceri. Credeți că va fi afectată tare economia României de acest șomaș tehnic, care într-adevăr a fost necesar pentru a putea scăpa și să ieșim din acest val de pandemie? Acest șomaș tehnic poate că în primă fază pare un ajutor pentru antreprenori, pentru cei care își conduc afacerile, dar practic el este un ajutor pentru oameni, pentru angajați. Pentru că, hai să fim cinstiți, un antreprenor poate să vină să ia decizia, domnule, nu merge business-ul, salut, îl închid, am reziliat contractul de muncă, te-am dat afară, când pot să reiau business-ul, văd eu pe cine fac angajarea, ori tot pe tine, ori pe altcineva. O decizie cinică, dar un antreprenor poate să ia această decizie. Ori practic șomajul tehnic nu ajută angajatorul, ajută angajatul și pentru el a fost luată această decizie și această plată. Acum, dacă ajutoarele de la Uniunea Europeană vor fi considerabile, este posibil ca la nivel bugetar să nu fie un impact atât de mare al acestui șomaj tehnic, care într-adevăr a fost la un nivel foarte, foarte ridicat. Efectul asupra economiei va fi, pentru că practic au scăzut încasările la bugetul de stat, este foarte clar, foarte limpede că au scăzut, deci bani mai puțini pentru a fi cheltuiți. Să sperăm că nu va continua foarte mult și că foarte mulți din cei care sunt în șomaș tehnic se vor întoarce la muncă și nu vor fi disponibilizați, practic nu își vor pierde locul de muncă și nu vor fi nici măcar șomeri, vor fi inactivi. Asta este foarte important și de aceea este importantă decizia ca de la 1 iunie să se reia foarte multe activități. Dar fără să fie efect, este foarte greu să facem asemenea. Chiar dacă banii vor veni de la Uniunea Europeană pentru acoperirea acestor cheltuieli, chiar dacă să nu uităm că din șomajul tehnic și aici, dacă mare parte din telespectatori sau dacă sunt cei care și-au ridicat întrebări, din șomajul tehnic s-au reținut contribuțiile către bugetul de stat. Să nu uităm că omul care se află în șomaj tehnic trebuie să primească și asistență medicală, deci practic să-și plătească asigurarea de sănătate către bugetul de stat și banii către fondul de pensie și impozit. Deci practic pe veniturile din acest șomaj tehnic s-au aplicat toate taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească un salariat. Angajatorul a fost obligat să le rețină și să le plătească mai apoi către bugetul de stat. A sănătate, pensie, să se adune banii în contul de pensie al angajatului și, bineînțeles, impozit. Ați adus în discuție pensiile. Acum este un subiect foarte dezbătut. Și cred că deja știți ce întrebare urmează, după cum zâmbiți. Ce se va întâmpla cu aceste pensii speciale? Da, eram 50-50, așa, jumătate la întrebarea, la discuția despre pensii, pentru că poate să curgă în două direcții. Unu este direcția pe care a specificat-o, ce se întâmplă cu pensiile speciale, sau cealaltă variantă, că nu există despre pensii decât aceste două discuții în spațiul public. Cresc pensiile cu 40% de la 1 septembrie, din septembrie. Nu scăpați, să știți că vom ajunge și la această întrebare. Cu care doriți dumneavoastră să începem? Cu pensiile speciale sau cu celelalte? Speciale. Cu pensiile speciale, discuția ar trebui să fie relativ simplă și tehnică, n-ar trebui să fie populistă. Dar foarte mulți politicieni îmbrățișează această abordare populistă. Dom'le, hai să le eliminăm, să le eliminăm. Nu se pot elimina atât de simplu pensiile speciale. Ele sunt un drept câștigat de diferite categorii profesionale și nu poți să vii să-l tai într-o dată printr-o lege, te apuci, modifici Constituția, modifici legi peste legi
să elimine aceste pensii. Mai mult decât atât, mare parte dintre aceste pensii speciale, la nivel de motivare, de fundamentare, sunt ok. Deci, practic, sunt categorii sociale care nu au contribuit pentru pensia obligatorie de stat, conform legii 19, cu toate modificările ulterioare, pensia pe care cu toții o avem fiind angajați cu un contract de muncă, au prestat meserii diferite, meserii speciale, neputând să facă această contribuție și au fost recompensați prin lege cu această indemnizație în momentul în care se retrag din activitate. Deci fundamentarea și motivul pentru care sunt acordate aceste pensii speciale sunt ok. Problema nu este asta. Problema este modul în care se calculează aceste pensii și multe dintre ele... Dar este foarte important să specificăm acest lucru, pentru că pe rețelele de socializare tot rulează tot felul de fluturaș de pensii ale unor persoane care au activat în anumite domenii, de pensii în valoare de 33.000 de lei sau dau un caz. E adevărat, pentru că s-a speculat. De rând, omul de rând se simte oarecum deranjat de faptul că... Și poate că doar care măsură cine drept. 1.500 de lei pe lună. Și oarecum cine nedreptățit pentru care are dreptate. Fundamentarea a fost ok, doar că mecanismele care au stat la baza calculării pensiilor nu au fost făcute foarte strict, foarte sever și care să reflecte realitatea din fiecare meserie. Au permis tot felul de portițe prin care să se iasă la pensii uriașe, așa cum ați precizat și dumneavoastră. Adică, înainte de final de carieră, dacă, de exemplu, legea spunea că pensia la care eu voi ieși trebuie să fie 80, 85 sau 100% cât am avut venit în ultimele 6 luni, păi eu mă înțelegeam cu sistemul și în ultimele 6 luni de zile mă mutam pe o funcție mult mai importantă, pe un salariu mult mai mare, știam că în următoarele 6 luni, oricum voi elibera funcția aia și voi ieși la pensie, mă mută pe funcția respectivă, 6 luni de zile am venitul aferent acelei funcții, deși în restul carierei de 20 de ani nu am avut acele venituri, deci practic pensia nu se va raporta la 20 de ani de activitate pe care eu i-am avut de ultimele 6 luni, când eu am beneficiat de această scăpare legislativă, introdusă de către cei care au făcut legile, introdusă voit sau, hai să-i spunem, scăpată din neatenție. Ceea ce nu mi se pare normal. Corect. Deci aia spun, practic nivelul acestor pensii trebuie corectat și trebuie regândit și trebuie văzut modul în care le taxezi și le impozitezi și le aduci la un nivel normal de acordare. Dar nici nu sunt impozitate oarecum la valoarea pe care se încasează, să-i spunem. Corect. Nicio pensie nu este impozitată și nu e... E delicată situația asta. Eu sper ca soluția să fie aceasta. Este o soluție care se poate pune în aplicare dacă nu se abordează din acest punct de vedere problema pensiilor speciale. Înseamnă că nici nu se dorește rezolvarea lor. Adică dacă toți mari actori politici vin și urlă în continuare eliminăm, domnule, ar trebui să înceapă să dea de gândit, domnule, până la urmă vreți sau nu vreți să facem această corectură a pensiilor speciale? Pentru că dacă se dorește a fi eliminată, e clar că nu se poate. Corect. De față din punct de vedere al legii. Da, asta este o problemă a unor actori politici, dar mai sunt și alți actori politici care vin și spun, domnule, eliminăm pensiile speciale sau acceptă faptul că trebuie să venim cu soluția de impozitare a pensiilor speciale, dar vin și spun, domnule, stai că le impozităm numai pe ale parlamentarilor, ale polițiștilor și ale militarilor. Păi și ale procurorilor și judecătorilor, de ce să nu le impozităm? Legea trebuie să fie pentru toată lumea la fel. Deci, aia zic, fiecare actor politic nu vine să gândească prin prisma interesului general și a unei echități în ceea ce înseamnă acest sistem de pensii și indemnizații speciale, prin interesul politic pe care îl are sau prin prisma electoratului pe care îl are. Dacă are un electorat mai agresiv, vezi cazul USR, domnule, nu, noi vrem, justiția trebuie consolidată, acolo nu trebuie să umblăm la procurori și la judecători, nu tăiem pensiile speciale, dar trăim la polițiști, la armată, la parlamentari, le eliminăm și la revedere, nu mai avem ce să discutăm cu aceste categorii. Deci trebuie găsită o soluție unitară, trebuie găsită o soluție echilibrată pentru toată lumea. Nici aceste pensii să n-atingă nivelul, așa cum este folosit în piață, de nesimțit, pensie nesimțită, dar
nici trebuie să spui, domnule, unele categorii nu merită pensia specială, trebuie tăiat de tot și la celelalte nici măcar nu ne atingem de ei. Deci trebuie găsită o soluție de echilibru. Până când nu se vor pune la masă actorii politici și să găsească această soluție de echilibru, până în acel moment este campanie electorală făcută de toți. USR, PSD, PNL, practic, prin modul în care discută despre această temă, poți să-ți dai seama dacă vor să corecteze problema sau dacă este doar campanie electorală. Durerea foarte mare a cetățeanului este că după ce va trece această campanie electorală vor da uitată această dezbatere vis-a-vis de pensiile speciale pentru încă 4 ani de zile. Nu cred, să știți, pentru că trebuie rezolvată până la urmă problema. Așa cum spuneați, circulă din ce în ce mai mult în mediul social, în online, în presă, informații despre pensii care sunt într-adevăr la nivele greu poate să fie acceptate de către persoane care au lucrat o viață întreagă cu un contract de muncă și sunt la o pensie, dacă vorbim de o pensie de 2.000-2.500 de lei, sunt oameni fericiți. Da? Corect, corect. Sunt foarte mulți, foarte multe persoane care, din păcate, nici măcar 1.000 de lei nu au pensie, pentru că sunt situații și sunt cazuri de persoane care, din păcate, nici măcar acești bani nu iau. Și dacă tot am ajuns la această categorie de pensii, se vor putea mări pensiile sau nu se vor putea mări aceste pensii? Și dacă se vor putea mări, care ar fi procentul prin care s-ar putea mări? Bun, și acum ca să mărim suspansul și să ne ținem de marketing, publicitate și revenim cu răspunsul după... O să luăm publicitatea doar la finalul emisiunii. Da, răspunsul dăm tot acum, dar... Oamenii trebuie să fie cât se poate de realiști. Cred că pot să-mi permit să spun că este imposibil să crească pensiile cu 40%, așa cum spune legea în septembrie. Și în condițiile în care am fi avut o derulare bugetară firească în acest an, era foarte greu să creștem pensiile cu 40% în septembrie. Presupunea un efort bugetar de 10 de miliarde de lei, care nu putea să fie asumate decât prin credite, prin împrumuturi. Nu exista sursă, nu puteau să existe venituri la bugetul de stat nici în condițiile desfășurării economiei firești, normale, pentru a se putea face această creștere. Aici este... Poate mai mult acum în această situație în care pandemia a pus stăpânire. Am susținut propunerea PSD de începutul acestui mandat de creștere a salariului minim pe economie. Așa n-am fost de acord cu această creștere... acest calendar de creștere a pensiilor cetățenilor români. Dar cu toții ne dorim să crească pensiile pentru pensionarii pe care avem în familie. Dar calendarul stabilit a fost unul nefiresc, a fost unul treptat, normal cât ei au fost la guvernare, după care în momentul, o perioadă în care simțeau că poate să iasă sau poate să nu iasă din sfera guvernării ei, s-au aruncat un procent de creștere exorbitant, enorm. 40% trebuie să ne gândim că este un efort uriaș pentru bugetul țării, pe care nu pot să spun că 100% nu se va putea face această creștere de 40%. Acum, cu cât va crește și dacă va crește, aici deja este o altă discuție care este influențată și de modul în care evoluează economia și de decizia politică pe care o va lua partidul care va fi la guvernare în septembrie. E clar că bugetar nu ne-am putea permite nicio creștere economică, nicio creștere a pensiilor în acest an până nu revenim la nivelul economic de dinainte de pandemie. Asta este clar. Dar existând această promisiune, existând această presiune a celor care au făcut legea pe cei care sunt și vor fi la guvernare și totdeauna ei vorbim și domnule, hai faceți creșterea, o creștere va trebui să existe. Deci există posibilitatea, totuși un procent să fie o creștere la pensii. Va fi. Nu știu cât va fi acel procent, depinde de cum va evolua economia până în luna septembrie, dar ea va fi și pentru a elimina presiunea făcută de către PSD pe cei care sunt la guvernare. O presiune politică. Cât și pentru a nu avea efecte electorale aplicarea unei decizii care ar fi firească să nu se majoreze în septembrie. Bun, multe alte ar fi trebuit, o reorganizare, așa cum spuneam, a aparatului bugetar și o reducere a numărului de angajați din mediul bugetar cu păstrarea nivelului de salarizare, deci practic cei care sunt plătiți bine să fie plătiți bine și să muncească conform banilor pe care îi primesc, de acolo puteai să duci cheltuielile. Eu repet, nu doar legat de pensionari vreau să fac afirmații tranșante și concrete, ci despre tot ceea ce înseamnă cheltuială bugetară, dar
Fiecare perigă din acest plan contează. Ar fi adus venituri la bugetul de stat, ar fi redus cheltuielile, practic, dacă făceam această restructurare, dar, în fine, este mai greu să faci o restructurare a aparatului administrativ și atunci cel mai simplu e să vii să faci o creștere, chiar dacă ea este bazată pe împrumut. Și această creștere, repet, va exista, dar un procent este foarte greu de spus cât va fi. Poate că nu va fi subunitar, nu va fi 5, 6, 7, 8%, pentru că trebuie să fie exploatat și politic. Urmează două alegeri în toamnă și în iarnă, două rânduri de alegeri în toamnă și în iarnă. Și atunci este posibil ca o creștere de 10-12% să fie cu două cifre, ca să poată să fie speculată și politic, să fie în toamnă făcută. Vom vedea cum va arăta economia atunci. Da, pentru că în toamna acestui an trebuie să aibă loc alegerile locale, iar în iarna acestui an cele parlamentare. Domnule deputat, credeți că o să se mai depună o moțiune de cenzură? Credeți că actualul guvern va rămâne în continuare până la finalul acestui an, mai exact până la alegeri, sau nu? Se zvonește că se va depune o moțiune de cenzură. Este decizia pe care o va lua PSD și Pro-România, cele două partide care dețin majoritatea în Parlament. Aceste două partide, împreună cu alți câțiva parlamentari independenți, au majoritate care să le poată permite să răstoarne un guvern. A existat acest zvon că vor depune o moțiune de cenzură. Nu știu ce vor face în ceea ce privește guvernarea, pentru că dai jos un guvern. E clar că populația și-a dorit altceva în afară de guvernare PSD. E adevărat, Parlamentul este structurat astăzi conform voinței populare din decembrie 2016. Deci este un risc asumat de către cei care depun moțiunea de cenzură, pentru că ei trebuie să se gândească ce vor face mai departe în momentul în care trebuie să se instaureze un nou guvern și care va fi propunerea care se va face către președintele Klaus Iohannis. Este clar că președintele Klaus Iohannis nu va face nici o nominalizare din rândul acestor două partide. Ori în acest context, cine are de pierdut și cine are de câștigat în urma unei moțiuni de cenzură? Cred că, într-adevăr, Pro-România ar avea de câștigat în urma unei moțiuni de cenzură, dar cred că PSD ar avea de pierdut în urma unei moțiuni de cenzură, pentru că el, fiind cel mai mare partid, electoratul lor ar aștepta ca ei să vină cu o propunere. Ei știu că e complicat să facă o propunere de prim-ministru acum. Mai mult, sunt și frământări multe interne în PSD, având în vedere că urmează alegerile generale la ei. Deci nu știu dacă PSD va lua decizia să se alieze Pro-România și să susțină o moțiune de cenzură. Domnul Victor Ponta susține că este necesară și că va face acest demers. Fără PSD nu poate. Cu PSD chiar poate să răstoarne guvernul Orban. Dumneavoastră sunteți deputat din partea Uniunii Rutenilor din România. Vreau să îmi spuneți o părere a dumneavoastră. Cum vi s-au părut măsurile luate până acum în situația pandemiei? Pentru că au existat tot felul de păreri, tot felul de atacuri vis-a-vis de măsurile care s-au luat în această perioadă de către guvern. Măsurile au fost luate cu foarte multă chibzuință. N-au fost măsuri hazardate luate. E adevărat că poate că în multe domenii cu toții ne-am fi dorit ca măsurile să fi fost mai extinse. Iau, de exemplu, o speță pe care eu am susținut-o, cea de suspendare a ratelor, unde mi-aș fi dorit ca, prin decizia guvernului, să fie aplicată eliminarea de la plata dobânzii la dobândă și creditele de nevoi personale și creditele pentru persoane juridice, nu doar creditele ipotecare. Deci măsurile au fost luate cu chibzuință, au fost luate în pași mici, în pași mărunți, dar ele nu au produs dezechilibre. Mai mult decât atât, nu au fost luate măsuri care să îngenuncheze de tot mediul economic. Să nu uităm că altă criză pe care am avut-o în România, am avut impozitul forfetar care a omorât sute de mii de companii atunci, la acel moment, am avut taxe și impozite mărite, am avut salarii la bugetar tăiate într-un mod radical și ce scandal imens a fost atunci în acea perioadă. Deci dacă raportăm cele două crize economice, cea de acum și cea pe care am trăit-o în 2008-2009,
măsurile sunt mult mai chipzuite acum și cred că efectele se vor vedea. Cred că în viitor, în următoarele luni și în următorul an vom vedea că economia crește și că practic nu a fost o criză atât de severă cum ar fi putut să fie dacă ne-am fi hazardat cu măsuri de genul celor luate atunci în 2009. Creșterea impozitelor pentru companii, scăderea salariilor bugetarilor care automat ar fi adus o scădere a consumului și o scădere a încaselor pe TVA, ceea ce astăzi nu s-a întâmplat, încă din contră consumul nu a scăzut, a migrat doar din real în online, în spațiu virtual. Vedem că companiile de curierat nu mai reușesc să facă față. Corect, este online. Una peste alta, corect, una peste alta, la nivel teoretic, mulți ne putem da deștepți, mulți parlamentari, domnule, aici ar fi trebuit luat așa, 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 așa. Dar, pe total, considerate toate măsurile luate de guvern, toate deciziile luate, au făcut ca efectele pandemiei să fie limitate și să nu producă dezechilibre mai multe și să producă mai mult rău decât au produs, decât a produs pandemia. Deci, una peste alta, eu zic că este în regulă cu măsurile luate. Repet, punctual, fiecare dintre noi putem să spunem că ar fi trebuit aici un pic mai accentuat, aici un pic mai accentuat, dar, per total, nu au agravat situația economică, încă din contră, au susținut actorii economici și populația prin măsurile luate. Nu atât de mult cât cu toții ne-am fi dorit, e clar, dar a existat susținere din partea guvernului. Domnule deputat, vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat această intervenție online și abia aștept să realizăm următoarea emisiune în care vreau să discutăm, exact cum a spus și dumneavoastră, despre ajutorul venit din partea Uniunii Europene pentru România, în ce constă acest ajutor și mai exact cine va putea beneficia de acest ajutor și care sunt și sumele. Vă mulțumesc mult, mult de tot și sper că în viitorul apropiat să ne putem întâlni și față în față. Da, sper să ne vedem cât mai repede, poate în luna iunie, în studio. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă pentru că și astăzi ați fost alături de noi aici la 1 TV. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare și multă sănătate. La revedere!